mic, da. Didactic. După un an de zile ne aflăm cel puțin pentru această categorie socială în același loc. Nimic nu s-a făcut pentru ei, deși acțiunile noastre nu s-au rezumat doar la a veni să pichetăm sediul acestei instituții timp de o oră jumătate, două. Legate de salariu, salarii, nu pot să ascund faptul că puterea ministrului nostru în acest guvern este una limitată. Oficial. A încercat să ne prezinte câte lucruri bune a făcut pentru noi. Din păcate nu se văd. Restul problemelor din sistem. Total nerezolvate. Noi am restrâns lista revendicărilor în ideea că aceste revendicări să fie simple, concrete și cu posibilitate de realizare. În continuare, ca principală revendicare, avem problema salariaților din nedidactic. Odată cu creșterea salariului minim pe economie, situația lor devine și mai gravă. Se impune o hotărâre de guvern, o ordonanță de urgență, un act normativ care să reglementeze această situație. Promisiune avem și de la ministrul fondurilor europene, domnul senator Teodorovici. Nu știm cât se va concretiza, pentru că probabil ca și mine și dumneavoastră credeți foarte puțin în promisiunile politicienilor. Toți ne-au mințit o perioadă lungă de timp și ne mint în continuare. Sigur că acest demers nu are decât rolul de a atrage atenția că nemulțumirea noastră a rămas. E un an electoral, nu m-am ferit niciodată să o spun. Poate că acum ar trebui să ieșim, să fim mai vizibili decât până acum.
concurs propusă de domnul ministru cu revendicările pe care o să vi le prezentăm astăzi, cele extinse, numai cele pe care noi le-am înaintat ca revendicări de bază, să fie discutate și rezolvate într-o perioadă dată. Ministrul s-a angajat că până la 1 ianuarie 2015. În mintea mea mă gândesc că și-a făcut foarte bine calcule. Și dacă trece cele pentru președinte. În toamnă e ok, da. Și-a realizat obiectivul. Noi am rămas tot cum am fost. Problema noastră a celorlalți, că am amintit doar de nedidactic, rămâne în continuare slaba salarizare. Mizeria de salarizare, pot spune. Sunt colegi ai noștri care încep activitatea cu 600 și până în 700 de lei, cred că nu mă înșel, mă refer la învățători, educatori. Dacă nu au studii superioare, și dacă ai studii superioare, încep cu 800 de lei, 800 și mă refer la net. Ce să faci cu acești bani? De aceea, revendicările pe care le-am transmis, o să vi le prezint din nou. Sunt revendicări minimale, de bun simț, știința instituției prefectului. O facem din nou să vadă că nu renunțăm la drepturi care o parte ne-au fost anulate, o parte din ele ne-au fost promise, dar niciodată realizat.